Bună ziua! Redacția Observatorul de Nord vine cu o nouă retrospectivă a știrilor din Soroca, în cadrul buletinului săptămânal informativ, Observatorul din 6 mai 2022. Acesta este sumarul ediției de astăzi. În Soroca nu doar oamenii locuiesc în blocuri cu mai multe etaje, ci și albinele lui Ion Spătaru. Un proiect interesant în privința rezolvării problemelor de epurare pentru mai multe localități prinde viață la Soroca. Incubatorul de afaceri Soroca, de la idee la prototip. La Soroca ar putea fi produse mini-stații de epurare, după tehnologii turcești. Mai multe detalii aflați din reportajul ce urmează. La Soroca a avut loc prezentarea unei mini-stații de epurare, produsă după o tehnologie turcească. Aceasta a fost achiziționată de un agent economic din Soroca, care a venit cu ideea ca astfel de instalații să fie realizate la uzina Hydroimpex. Eu nu am putut să stau într-o parte și am mers în lume să căutăm o variantă, una bună pentru soroceni, dar nu numai, pentru fiecare cetățean, pentru fiecare întreprindere. Un viitor foarte necesar țării noastre și Moldova, în domeniul cu impact de mediu, este o măsură de prezentare a unui proiect care vrem să realizăm nu doar în raionul Soroca, dar și în întreaga Republică. La evenimentul de prezentare a participat și ministra mediului, Iuliana Cantaragiu, aflată în vizită de lucru la Soroca. Cu o astfel de ocazie, de câte ori se pune subiectul epurării apelor uzate, întotdeauna am să susțin astfel de proiecte, fiindcă cel mai important lucru care trebuie să-l implementeze Republica Moldova astăzi pentru a îmbunătăți calitatea apelor din Republica Moldova, asta în primul rând să elimine sursa de poluare, care una dintre cele mai principale surse de poluare sunt apele uzate. Noi am construit de-a lungul anilor apeducte, am vrut să aducem apă la robinet oamenilor, un lucru absolut salutabil și plauzibil, dar am ignorat totalmente celălalt aspect. În momentul în care am adus apă la robinet, consumul omului crește și ce se întâmplă cu această apă? Această apă este deversată în mediul natural, în sursele noastre de aprovizionare cu apă și, respectiv, ulterior, noi plătim, de fapt, cu sănătatea noastră. Ideea ca la Soroca să fie nu doar produse astfel de instalații, dar și utilizate de localități și întreprinderi a fost salutată de cei prezenți. Se vede o colaborare bună pentru că s-a reușit să convingă așa un gigant pentru a aduce o investiție fabuloasă și în municipiul Soroca. Deci, din partea mea, îl văd ca o șansă, ca un atu pentru o repornire a motoarelor în sectorul economic. Deci, bineînțeles, va fi și o contribuție pentru municipiul Soroca, deoarece toată lumea cunoaște, toată Moldova cunoaște, doamna ministră, că în municipiul Soroca trăiesc oameni de calitate și avem nevoie doar să ridicăm un puțin calitatea vieții aici la noi acasă. De fapt, autoritățile locale totdeauna erau pus într-o dilemă. Ori fac apă, ori nu fac apă. Și așteaptă până când știți că e cu canalizare și cu toate lucrurile acestea, e mai complicat, e costisitor și erau permanent în această dilemă. Cu siguranță lucrurile se schimbă, noi toți înțelegem că atunci când faci un sistem, sau construiești un sistem de aprovizionare cu apă și nu construiești toate cele necesare pentru ca apa aceasta ulterior să fie prelucrată și să ajungă într-o stare normală pentru a fi folosită, asta e o bombă, o mină de durată, da? Și odată ea explodează. Dar eu zic că eu am aventurier care ar fi foarte bine să fie mai mulți, nu numai să el s-a aventurat într-o chestie care pentru sufletul meu e benefic, mă energizează. Și de ce m-am legat cu dânsul și am să mă leg de oricine care face ceva, un pas foarte important pentru mine. Oamenii de afaceri turci și partenerii lor soroceni sunt încrezători în dezvoltarea acestei idei de afaceri la noi, în Republica Moldova.
astăzi, așa cum mi-am propus ca un obiectiv să aduc o stație de epurare în raionul Soroca și totodată să-mi ecologizez întreprinderea pe care o conduc, astăzi vom face prezentarea unei astfel de stație de epurare care este pe bază biologică și este o stație care o să-i pună pe toți cei care iubesc natura și conștientizează că deja suntem și noi datori naturii ca să o salvăm din mociurile în care se află, mai ales la noi în Soroca. Voi demonstra că trebuie să începem de la noi și să aducem oamenilor la cunoștință că este necesar de instalat stații de epurare personalizate pentru case, întreprinderi, școli, grădinițe, sectoare care nu au acces la sistemul de canalizare centralizat. Astfel de stații deci pot deservi de la 25 de persoane până la mii de persoane. Deci, în dependență deja de solicitarea a satelor, a primăriilor, de cât locuitori trăiesc în aceste localități și stația respectivă se confecționează după numărul de cetățeni. Asta este tot important, fiindcă nu este necesar să aruncăm banii în aer, fiindcă lucrul ăsta tot costă. Axud este o uzină din Turcia și noi suntem parteneri și distribuitori exclusiv pentru Republica Moldova, am convenit ca împreună cu societatea pe acțiune Hydroimpix să începem confecționarea și montarea acestor stații aici la Soroca. Să deschidem locuri de muncă la uzina respectivă, păcat o așa uzină și ea stă și staționează fără muncă, care ar trebui din zi în zi să creștem productivitatea și totodată locurile de muncă. Compact per unitate, Turcia de... Nouă tehnologie, este în Turcia tehnologie din lângă Istanbul. Este fabrică acolo și el fac bine aici, în Soroca. Este foarte bun, compact, modular sistem. În primul el fac aici, pe urmă investment aici. El gândește foarte quality pentru Soroca, foarte ecologic bun. Çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Această stație cred că în jur de 90% va fi produsă anume aici la noi la uzina. Nu zic că este foarte complicată, dar este important să pornim producerea acestora. Este important că am stabilit acest contact, parteneriat cu întreprinderea din Turcia, AXU, care deține tehnologia cu certificările internaționale respective. Și sigur că este important că sarcina primordială a țării noastre, a localităților, a autorităților și instituțiilor noastre să fie reușită, fiindcă mediul este viața noastră. Și la acest capitol mă voi bucura dacă noi, lucrătorii de la Societatea pe Acțiuni Hydroimpix din orașul Soroca, vom contribui prin munca noastră, vom contribui prin aceea ca să formăm și locuri de muncă, menținerea acestora și sigur că să ajutăm fiecare autoritate publică în parte. Și fiindcă subiectul principal al evenimentului a fost epurarea apelor, nu am putut să trecem cu vederea problema lipsei stației de epurare la Soroca și am întrebat-o pe doamna ministră, care este sorociancă, la ce etapă se află proiectul despre care s-a tot vorbit în ultimii ani. Construcția stației de epurare de la Soroca este la etapa de inițiere. Deci anul trecut, în luna august, a fost finalizat studiul de fezabilitate, după care a urmat procesul de negociere în toamna anului trecut cu Banca Mondială, între Ministerul Mediului, Ministerul Infrastructurii, Dezvoltării Regionale și Banca Mondială, care s-a soldat în agrearea termenilor și condițiilor de acordului de împrumut pe care îl ia Guvernul Republicii Moldova de la Banca Mondială. În această primăvară, Consiliul Director al Băncii Mondiale a aprobat acest acord și a fost expediat deja la Chișinău. Săptămâna aceasta a venit acordul la Chișinău și urmează în continuare, de fapt, o procedură birocratică care nu va lua foarte mult timp de aprobare a proiectului de lege privind ratificarea acordului de către guvern și ulterior ratificarea acestui acord în Parlament. Ulterior vor merge efectiv toate procesele de elaborare
inclusiv a documentației tehnice, a studiului de valoare impactul asupra mediului. Din momentul începerii construcției stației până la darea ei în exploatare, procesul de obicei durează cam 2 ani de zile. Dacă mai adăugăm și perioada necesară pentru elaborarea proiectului tehnic și studiul de valoare a impactului, în total putem spune că într-un termen de 3 ani de zile, municipiul Suroca va avea o stație de epurare funcțională. Mini-stațiile de epurare sunt tot mai des utilizate în lumea civilizată, experiență pe care ar fi bine să o preia și Republica Moldova. Incubatorul de afaceri Soroca este primul de acest tip în Republică. Acesta oferă spațiu, training și suport întreprinderilor rezidente. Acum 12 ani la Soroca s-au pus bazele unui incubator de afaceri, fiind o idee inovativă pentru întreaga Republică. Incubatorul de afaceri și-a propus de la început să instruiască antreprenorii în diferite domenii necesare dezvoltării afacerilor, dar și să atragă diverse surse de finanțare pentru programe de educație antreprenorială a rezidenților. Și ca peste tot, la început a fost ideea. Când am fost în schimb de experiență în Belfast, și acolo deci noi am văzut un incubator clasic, în 2004. În 2007, când partenerii din Norvegia au venit în Republica Moldova și au spus că sunt gata să deschidă un incubator de afaceri clasic în Republica Moldova, au fost selectate mai multe raioane, dar totuși când au venit în raionul Soroca, deci s-a găsit acel consensus, oamenii care erau ca persoane de decizie, deci Mircea Spiridonici Martăniuc, deci a spus că da, noi îl facem incubatorul de afaceri la Soroca, deci el nu pleacă nicăieri, el rămâne la Soroca. Și atunci, din 2007, s-a început acest proces. Și în 2009, deci în decembrie, la 16 decembrie, s-a deschis ușile incubatorul de afaceri de la Soroca. Am avut 17 rezidenți din start, care au fost selectați, au avut o selectare împreună cu experții norvegeni. De activitatea și dezvoltarea incubatorului de afaceri de la Soroca depindea faptul dacă ideea, implementată de decenii în diferite colțuri ale continentului, european, va prinde rădăcini la noi și va da roade. Incubatorul de afaceri este primul incubator tipic din Republica Moldova, care a servit prototip pentru toate celelalte 11 incubatoare care au fost create după incubatorul din Soroca. Foarte mulți bani europeni au fost implicați și noi asta menținem și foarte... Pentru că, în primul rând, incubatorul de afaceri din Soroca face parte din rețeaua incubatorilor de afaceri din Republica Moldova. Și această rețea este creată, fondată pe lângă Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, ODIM, cum noi spunem. Și iarăși, această organizație este acea organizație care vine în suportul întreprinderilor, dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Și dacă în aceștia 13 ani de zile, deci direct, să zicem așa, ca instituție, incubatorul de afaceri, suportul l-am avut și din cadrul instrumentului pentru suport a incubatorului de afaceri, care iarăși sunt niște surse combinate, atât de la bugetul de stat, cât și venind din peste hotare din Uniunea Europeană, rezidenții incubatorului de afaceri au avut parte de suportul prin programele pe care sunt. Pare 1 plus 1, femei în afaceri. Și încă un moment foarte... când mă întreabă cineva și zice că știți că la noi 75% din rezidenții care avem acum, fondatori și administratori sunt femei. Lansarea programului Femei în Afaceri a dat posibilitate ca femeile să mobilizeze și să vină și să deschidă companii și să se activeze. Din anul 2013, incubatorului de afaceri din Soroca i s-a atribuit numele de Gunardu Egundersen în cinstea unuia dintre oamenii datorită căruia există această instituție. De ce incubatorul de afaceri se numește instituția publică incubatorul de afaceri Gunardu Egundersen? Deci Gunardu Egundersen este acel norvegian care a fost directorul de proiect când a venit și s-a format incubatorul de afaceri. Este omul care a pus umărul și anume 90% din succesul și ceea ce avem noi astăzi în cadrul incubatorului, asta este datorită acestui domn. Incubatorul de afaceri este un incubator mixt. Avem secțiile de producere și serviciile. Producerea este plasată pe două etaje, deci serviciile în trei etaje. Avem o companie din domeniul deci contabilității, servicii în domeniul contabilității. Deci ea, administratoarea, deci este o femeie, care este și beneficiară proiectului Femeie în Afaceri. Deci sunt niște fete foarte bune. Partenerii noștri, deci de GIS, care sunt plasați tot în cadrul incubatorului de afaceri și anume se referă la proiectul sau programul de învățământul dual. Deci noi împreună în parteneriat implementăm acest proiect împreună cu partenerii noștri.
Timp de 12 ani, peste 50 de rezidenți au trecut prin acest incubator de afaceri. Unii activează în sfera de servicii, de la publicitate și consultanță, până la decor și export, iar alții s-au afirmat ca producători în industria ușoară, poligrafică sau textilă. Am absolvit o facultate de psihopedagogie și am decis să revin în oraș, să îmi fac aici activitatea, să mi-o desfășor activitatea pe care o iubesc și care îmi place. Așa a venit și ideea ca să deschid afacerea mea personală. Am aplicat la grant, ulterior am câștigat și de la ODIM am aflat că sunt incubatoarele de afaceri care sprijină tinerii antreprenori. Incubatorul este suportul cel mai mare pentru tineri antreprenori, pentru cei care încep a face afacerea. Pentru că când încep, nu știi corect cum să faci, de unde să începi, din care parte să o iai. Și avem pe doamna Liliana care oricând ne oferă o consultație și un sprijin, adică ne ajută mereu la orice dificultate pe care o întâlnim. Noi suntem un centru de recuperare pentru copii, de reabilitare psihopedagogică. Avem pedagogi, psihopedagogi, facem terapie ABA, logopedie, kinetoterapie. Am început a face terapie 3C pentru copii cu autism în mare parte, dar și pentru copii cu Down, cu probleme neuromotorii de dezvoltare și kinetoterapie. Incubatorul vine în sprijinul tinerilor antreprenori cu un suport foarte mare. În primul rând, chiria este foarte mică, ceea ce nu găsăm în oraș, la sigur. În incubator avem un sprijin mare, informațional anumit, că facem multe traininguri, multe instruiri, care ne ajută și pe noi ca să promovăm afacerile noastre și să dezvoltăm ceea ce facem. Afacerea pe care o am la moment, asta sunt trei cafenele în orașul Soroca. Noi colaborăm și cu alte cafenele, mentorăm. De pildă, noi am mentorat deschiderea la două cafenele din Chișinău. La moment, la noi aici e birou, doar foarte mult lucru se face la birou, inclusiv planificarea, receptele, contabilitatea și așa mai departe. Prima dată despre incubator de afaceri am auzit la un prieten de meu, el aici activa. Și așa am aflat despre diferite oportunități care le oferea incubatorul de afaceri. Incubatorul, unde eu știu cum eu îl văd, el e bun și de ajutor nu pentru așa care nu mă vor să deschidă o afacere, dar care o deschis o afacere și vor o lecție să se extindă. Au nevoie de un ajutor, au nevoie de ajutor inclusiv și financiar, inclusiv poate încăpere, unele bonusuri, plus asta au nevoie și de instruire. O instruire elementară, cum să duci contabilitatea, cum îți trebuiești sau nu îți trebuiești depozitar și așa mai departe. Cunoștințele este elementare, le-am primit tot aici la incubator de afaceri. Pe lângă activitățile comerciale, instituția găzduiește și un Fab Lab, un laborator digital care este o platformă interactivă unde proiectele virtuale se transformă în unele reale. Imprimantele 3D, mașina de tăiat cu laser sau mașina computerizată de cusut și brodat sunt doar unele din instrumentele la care au acces cei interesați. Fab Lab Soroca este un centru unde tinerii din regiunea Sorocei pot face cunoștință cu 4 utilaje performante, ceea ce de fapt este nu altceva decât un pod dintre cunoștințele teoretice pe care le învață în cadrul cursurilor școlare și ceea ce numim noi inginerie, producere, tehnologie. În primul rând, posibilitatea existenței acestui centru de formare Fab Lab se datorează faptului că avem spațiu. Spațiul este oferit de incubatorul de afaceri din Soroca. Funcția noastră a formatorilor este să cointeresăm tinerii, să-i aducem aici la formare, iar tinerii mai departe, plecând, fiind deja formați, să promoveze acele învățate în societate, să motiveze alți tineri ca să vină la noi. Învățăm lucruri interesante, cum ar fi decupatorul laser, imprimanta 3D, mașina de cusut inteligentă, circuitele inteligente Arduino. Deci ne învățăm să programăm pentru ca becurile să funcționeze doar atunci când ne dorim noi. De-a lungul anilor, rezidenții au implementat 10 de proiecte, multe dintre care au fost și sunt realizate cu susținerea Uniunii Europene. Suportul este important și eu cred că fără de suportul Uniunii Europene, aceste programe în Republica Moldova nici n-ar fi putut să existe. Deci, cu atât mai mult, iată, sunt și acum programele care mai noi, internaționalizare, ecologizare companiilor, deci digitalizare. Astea sunt programe naționale
naționale care au și componenta suportului din partea Uniunii Europene. Incubatorul de afaceri Soroca, Cunardu Egundersen, își propune modernizarea nu doar a serviciilor oferite, ci și a clădirii. În cadrul proiectului Rețeaua Startup Hub, laboratoare antreprenoriale în regiunea de dezvoltare Nord, clădirea urmează să-și schimbe aspectul, inclusiv din perspectiva performanței energetice. Incubatorul de afaceri de la Soroca s-a dovedit a fi nu doar un incubator pentru cei care și-au încercat norocul în afaceri, ci chiar a însă și idei de incubator, care datorită suportului partenerilor de dezvoltare, îmbină inovațiile cu utilitatea. Prisaca lui Ion Spătaru este una urbană. Fiind din municipiul Soroca, bărbatul a găsit curajul să le construiască albinelor sale un orășel aparte, în fața blocului în care locuiește. Albinele lui, la fel, trăiesc în blocuri cu mai multe etaje, ceea ce le face deosebite de restul acestor tip de insecte. Soroca, nu doar oamenii locuiesc în blocuri locative cu mai multe etaje, ci și albinele din prisaca domnului Ion Spătaru. Apropo, aici sunt cam atâtea albini cât oameni au mai rămas în Republica Moldova. Ion Spătaru este unul dintre cei mai cu experiență apicultori din municipiul Soroca. Spre deosebire de mulți prisăcari, a căror stup sunt plasați orizontal, prisaca lui este formată din stup cu mai multe etaje. Început să mă ocup cu apicultură în anul 1988. Am făcut-o mult din plăcere de necesitate. Înțelegem că se tramă Uniunea Sovietică și trebuie de avut o activitate care se poate da și care va veni. Trebuie să iau pământ în arendă, să mă ocup cu... Eu sunt inginer mecanic în agricultură, să mă ocup specialitatea mea, să devin tot, nu s-o primit cu arenda și atunci am fost nevoit să iau albine. Am ajuns la cei că albinele n-au nevoie de pământ să am. Eu pisaga am început cu stup și ea că uitați-vă de acolo. I-am confecționat singur, i-am cumpărat un strung mic, așa, în strung de formă. Eu am tăiat, am zilui. Din riasturi care le-am avut, am format stup și ea, ca și vechi care au fost la mine și au fost primit stup. Și am început la 3 familii și ea am făcut pisaga. Am uns 36 la moment, dar undeva la mine la 55 locuri am și când mai mult, când mai puțin. Deci o familie albini care să fie capabilă să culeagă nectar, să-l depoziteze, să ajungă ei pentru hrană și să ajungă și apicultorului, deci îi trebuie să aibă undeva 50-60 de mii de albini. Fiind orășan din talpă, Ion Spătaru folosește abilitățile sale ca să-și dezvolte pasiunea preferată chiar aici, în municipiul Soroca. Albinele din prisaca lui Ion Spătaru sunt foarte harnice și nu se lenevesc să treacă Nistrul, zburând până în Ucraina după polen. Locația prisacii mele se află în orașul Soroca, la o margine a orașului, deci în vecinătate unei păduri. Eu spun așa că e o limbă de păduri, un sector de păduri care merge de la podul lui Bechir, din malul Nistru, și se întinde până la cinematograf, deci Dace. Până acolo e limba asta de pădure. Și eu stăm în urmă. Când am văzut că nu m-am mutat în coașa, am zis, da, ei nu trebuie nimic, să mă duc și de aici. La mine aici, dacă nu sunt câmpuri, n-am une, am doar primăvara pădure și vara pădure. Deci tei nu avem, avem doar salcân. Apoi, din partea și ei, din Țicăneacă, și undeva la 3 km. E zborul lor, zbor productiv. Aici, alături, dacă noi suntem în oraș, câmpuri cu culturi melifere care dau mult nectar, câmpurile cu culturi melifere dau cel mai mult nectar. Dau. În condițiile noastre, floarea soarelui de mult, deci rapță, cam mult ați observat în partea și înflorită, deci primăvara rapță, floarea soarelui și natural sălcânul din pădure de, deci, și alte arbuști, probabil, și suntem un fără, albinele, pe lângă faptul că fac mierea cu care ne delectăm și noi, oamenii, au menirea importantă de a poleniza plantele și copacii, astfel contribuie la creșterea roadei. Ele, deci, polinizează culturile agricole, de pildă, livezele din mier, ele dau undeva până la 30% mai multă roadă, ele polinizează. El de floare, pe floare, umbră și polinizează, dacă nu ne apropie acolo, dacă îți vede primărul ăla, albinele îți vede ele, poate. El e floare, floare, umbră și încucișător polenizează, deci, florile. Se primește polenul de pe una, o duce pe alta și deci, o fecundează, deci floarea ar fi cu roadă.
Mieră, până la 30% crește roada la mieră. În perioada aceea, eu am unul, pot spune, am us diverse astea intensive, au metode de polenizare, dar tot polenizat, probabil că nu fac nimic. Dar pe lângă plăcere, această pasiune necesită foarte multă muncă și cheltuială. Eu de când am us om liber, am timp și mă uit, mai gândesc, mai fac. Dar este tehnologie care, deși e avansată, se face repede, deci media e bună. Unele familii mai mult, alte familii mai puțin, dar media e bună și lucrează. O dată în săptămână trebuie să mergi să le vezi toate situația. Dar de ofte pe cultură ai și cheltuială, nu doar venit. E și cheltuială și cheltuială nu e nimic. Multora le este frică să se apropie de stupicul albine și cu atât mai mult să-și bage nasul în interiorul lor. Așa că am rugat gazda să ne facă o mică excursie prin prisaca sa. Iată, aici eu am un nucleu de poliuretan. Anul ăsta prima dată încerc, mi-am cumpărat astă vară. Iar că eu i-am pus să crească plantă. El încă nu a crescut, eu i-am pus plăcile astea. Asta e fagură artificial pe care el cresc. Aici e un fagură mai vechi de an trecut, el e cafeniu. Iar că el e pe dânsul ăla, aici nu-i stare multe albine. Iar că aici avem clipești. Picături de nectar sunt, că rama asta e celulă de trend. Vedeți? Celulele sunt mai mari. O, aici nu e de trend. Nu sunt. Iacă, vedeți? Aici avem 6 rame pline cu albine. Iacă, uitați. Iacă, eu și regina o arăt. Am numeric și regina. Iacă, uite. Asta e regina din specie Buckfast. Am luat să văd cum merge dacă se trec la poate la deselectate. Asta e fică la una adusă din Germania. Albina are următoare biologie. Regina depune ou. În 3 zile, ou, el se află ou aici în celulă. Și 3 zile, ou se transformă în larvă. La a 8-a zi, larva se ridică în picioare. Albina căpășește celulă. Ia că eu vă arăt celulele căpășite. Iată, celulele sunt căpășite, vedeți? Ia că astea sunt celulele, acolo larva în picioare. Și din larva aceea e la 8-a până la 21 de zi, deci se transformă, din larvă se transformă în albină. Și la 21 de zi roade căpășelul și iese de acolo în albină. Dacă el, picerușul are polen, dacă vedeți, dacă este cu polen, picerușul îl depozitează acolo să aibă și mânca. El mănâncă polen și mănâncă miere. Albinii tineri, care 20 de zile au stat în stup, sau 18 zile au stat în stup, ele mă ies afară, și zboară în jurul stupului, fac cunoștință cu loc, ca să știe unde se vede. Ele pe urmă vin fix la locul și ala vin. Acolo e locul lor. Albina și e tânără, după asta, după și face zborul de recunoaștere, ar se ducă la cules. Aici sunt și care se duc în etat, care mă fac chestia. Și ei câteva zile fac zborul de recunoaștere. Zboară ca în cercuri, așa că uitați cum zboară, ia uite în sus cum zboară. În cercuri așa zboară. Ei zboară deasupra locului și localizează unde se află stupul lor. Poate nu mulți cunosc, dar albinele au nevoie de o temperatură anume. De aceea Ion Spătaru le-a creat harnicelor insecte condiții perfecte de trai. Asta este un pavilion în picul, dar asta e o platformă picul. Deci stupii îi țin aici și dacă veniți să vedeți dacă. Uitați-vă la dintre. Iacă partea asta am stup. Ei se acoperiți și mai cald, cam o primăvară dimineața și noapte e răcoare. Deci eu îi acopăr, în afară de au ei protecția lor din lemn sau de la mine. La mine stupii un perete de fanier, altul de lemn, 10 mm, subțire, deci eu le încălzesc. Pereții ăștia sunt duble, aici deci, chiar striple. Un strat, a doilea strat și a treilea strat e cartonul. Aici e fără de pereți simple, aici e simplu. Iată stup, sunt care pe 24 de rame, sunt 16 rame, sunt 20 de rame, diferite modele de stup, aici am. Cu toate că în mediu albinele trăiesc 30-60 de zile, produsul lor se zice că ar fi veșnic și doar ele știu cum fac ca mierea să nu se strice nici 1000 de ani. Sorocianca Svetlana Șapovalov este invitată de această dată a emisiunii Interviu cu Soroceni, realizată de redacția Observatorul de Nord.
În cadrul dialogului am vorbit cu doamna Șapovalov despre Bădiceni, satul copilăriei și adolescenței, cum l-a cunoscut pe viitorul soț, de ce a jucat două nunți, cum a ajuns să fie cununată de Ana Bejan, activitatea la muzeul din Soroca și cel din Chișinău, afacerea familiei, Orhideea și altele. Emisiunea va putea fi urmărită mâine pe observatorul.md. Avem alături de noi o doamnă deosebită, meșter popular, o persoană care ani buni a fost implicată în afaceri, doamna Svetlana Șapovalov. Tatăl meu se trage din familia lupilor. Copilăria ne-am petrecut-o mai mult pe terenul școlii. Noi locuiam chiar în preajma școlii de piatră. Erau trei clase paralele. Câțiva ani urmă am auzit că nu mai este liceu, dar este gimnaziu, cu păreri de rău. Îmi dau seama ce puțini copii au rămas în satul nostru. Ca adolescentă îmi puneam semn de întrebare, casa asta ce e veche și e cu stuc și de ce omul ăsta nu și-ar repara sau restaura casa. Mai târziu căutam casele cu prizbă, unde se vedea și un cuptoraș afară, unde era o dantelă frumoasă ornamentată din lemn sau cu o poartă deosebită. Ați pus cu ochiul dumneavoastră pe el sau el pe dumneavoastră? Cred că eu, fiindcă m-a invitat la un dans, după asta am ieșit afară, era o seară foarte frumoasă, un pic geroasă, dar am admirat stelele, le-am numărat, le-am văzut și din acea zi am fost tot timpul împreună. La o diferență de două săptămâni am jucat două nunți. Și la nord și la sud. În corturi? În corturi. Dar să știi că era foarte frumos și în corturi. Era foarte multă muncă. Mâncarea nu se făcea la restaurant, dar se făcea de cele mai bune gospodine ale satului. Trebuia să împrumuți tacâmurile prin tot satul. Dar era frumos. La spital, că mi-a ridicat copilul în brațe și îmi spune, felicitări! Ați născut copilul care vi l-ați dorit. Și eu când i-am văzut cucoșelul, am izbucnit în plâns fără să vreau. Eu am vrut să fac istorie. Am mers la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, facultatea se numea Istorie și Pedagogie. Am făcut multă istorie, de tot felul, mai puțin istoria Moldovei. Un regret foarte mare. Îți dai seama că am învățat istoria Partidului Comunist ani întregi, istoria antică. Istoria Moldovei am avut un singur curs de două sau trei luni. Eu îmi puneam întrebarea încă din școală. De ce românii spun că Eminescu este a lor sau Creangă când el este scriitorul nostru? De ce spun minciuni? Că noi învățăm poveștile lui Creangă și poeziile lui Eminescu. Nu știu cine a adus o carte de poezie scrisă în ecografie latină a lui Eminescu. Și atunci vorbeam că de fapt noi suntem un popor. Desigur că suntem o țară, doar că foarte mulți ani ni s-a inhibat și ni s-a încolțit în minte cu tot o altă politică, o politică străină în neamul nostru. Au fost momente foarte favorabile pentru a deveni o singură țară. Chiar Marea Adunare Națională, când era un așa vânt patriotic, nemai văzut și nemai știut în țara noastră. Cred că atunci a fost momentul cel mai potrivit ca să ne unim țările și să devenim o țară mare, România mare. În clădirea unde se află primăria municipiului Chișinău se afla Muzeul Republican al Prieteniei Popoarelor, unde am fost angajată chiar din prima zi și acolo am muncit 5 ani de zile. La îndemnul părinților mei și la dorința mare a soțului meu, noi am revenit acasă. La Soroca. La Soroca. A revenit în Soroca. Am fost curioasă să văd ce prezintă muzeul de aici, fiindcă și am fost cam surprinsă de cât de cenușie era expoziția muzeului. Era depășită deja. Cu trei persoane nu poți construi un muzeu. Eu am obținut ca peste un an să mărim
la 13 persoane. Cum ați făcut această trecere de la istoria care nu ne aparținea una străină la una națională? Prin expoziții, prin exponate, prin poate ghidaj? Primul lucru care l-am făcut e venit la muzeu. Cred că în primele luni am strâns expoziția care era. A construit o altă expoziție permanentă a istoriei Sorocii. Asta nu se face într-o zi, în două. Asta nu se face într-un an. Și asta se face cu oameni. Oameni pregătiți în domeniu. Că atunci când am făcut cunoștințe cu fondurile muzeului, dar fiecare exponat are o istoria sa, descrisă de persoana care îl găsește și care aduce la muzeu, mi-am dat seama că Nicolae este un om prețios. Am văzut și ca număr câte exponate a găsit și le-a adus în muzeu, ca descriere. Dânsul lucra atunci la biroul de turism și excursii și am făcut de câteva ori această ofertă să revină. El s-a gândit, cred că, câteva luni în șir, dar până la urmă a revenit. Am avut oportunitatea de a închiria un spațiu în centrul orașului, unde am deschis o mică afacere. O sală unde, la început, am expus, spun și eu că în termeni muzeistici, o sală cu flori la magazinul care l-am denumit Orhideea. Cât costă zahărul la Soroca? Noi ne-am interesat și am aflat. Salutare! Observatorul de Nord continuă să prezinte prețurile de la piața din Soroca pentru a cunoaște ce s-a scumpit sau poate ieftinit. Am ales să punem accent pe principalele produse care se găsesc la tarabele comercianților. Prețul la uleiul de floarea soarelui nerafinat costă la piața din Soroca 35 lei, uleiul de floarea soarelui rafinat ajunge la 43 lei. Cât privește carnea, un kilogram de vită costă 120 lei, carnea de găină se vinde în mediu cu 50 lei, iar carnea de porc ne costă în această săptămână 110 lei. Și peștele este la căutare printre sorocenii cărora nu le place să arunce undița în nistru. Prețul unui kilogram de crap se vinde cu 70 lei, soiul de cosaș ajunge la 75 lei, novacul costă 40 lei kilogramul, iar fitofagul la piața din Soroca poate fi cumpărat cu 35 lei. Pentru cei care preferă produsele de casă, 10 ouă costă 26 lei, prețul unui litru de lapte proaspăt muls este de 15 lei, brânza de vacă costă 65 lei, cea de oaie se vinde cu 160 lei, iar smântâna se vinde cu 50 lei litrul. Mierea la Soroca se vinde cu prețul de la 90 la 120 lei kilogramul, zahărul costă în mediu 16 lei. Făina de grâu ajunge de la 10 până la 16 lei, orezul de la 16 până la 25 lei, iar hrișca poate fi cumpărată cu prețul de la 28 până la 35 lei, în funcție de producător. Spor la cumpărături și nu uitați să alegeți produse autohtone! Ziarul Observatorul de Nord din această săptămână este gata pentru a ajunge la cititori. Iată ce puteți citi în el. Tableta de vineri scrisă de jurnalistul Victor Cobăsneanu cu titlul Răzbunarea celor care fac, pardon, caca în fundul grădinii. Primăria Soroca a alocat 275.000 de lei pentru schimbarea scaunelor de la stadionul municipal. 12 mai, ziua când se vor achita indemnizațiile de maternitate. Iuliana Iscra, muzica este felul în care sună viața mea. Nasc și la Soroca scriitori. 80.000 de lei, acesta este costul amenajării unei stații de autobuze. Până acum, în pandemie, 7.134 de soroceni au fost infectați, iar 229 de persoane au decedat din cauza virusului. Și multe altele. Mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă aveți subiecte interesante care credeți că pot deveni știri, ne puteți scrie pe pagina de Facebook a Observatorului de Nord. Un sfârșit frumos de săptămână să aveți și să fie pace!